Cătălin Gârjan lucrează în domeniul reciclării deșeurilor de peste 10 ani. Conduce companie Edil Industry, care este parteneră cu societatea de salubritate. Beneficiază de o instalație unică în Europa de Est, iar anul trecut a procesat peste 120.000 de tone de deșeuri. Sortăm deșeul reciclabil care susește de la populație, încercând să maximizăm cantitatea de deșeu trimisă către reciclatorii finali și tratăm deșeul menager, Tocmai în uh, ideea de a respecta normele europene și legislația în vigoare... De a Tot Cătălin Gârjan ne spune de ce este important să punem deșeurile acolo unde le este locul să colectăm selectiv. Colectarea selectivă este prima și cea mai importantă etapă a reciclării. Dacă noi nu înțelegem acest aspect, degeaba se fac eforturi de către salubrist, de către noi ca și operatorii a instalațiilor de tratare. Nu vom reuși să ajungem la acele procente pe care ne le-am propus ca și țară, pe care ne le-au impus Impuse, din comunitatea exact, europeană, noi propunem, da? dar vine comunitatea europeană care exact, se impune exact, la un moment exact. dat, exact. da? și atunci se vor regăsi în facturi mari în ale mult mai mari. Da. În urma colectării și a tratării deșeurilor se obține un compost. Nu este toxic, nu miroase și nu ia foc. Deșeul provenit este un compost like output. Este un compost asimilabil compostului, dar nu este un compost în propriu care poate fi folosit în agricultură. Este un deșeu care este biostabilizat și poate fi folosit în ramblerei, închideri de gropi, îmbunătățiri funciare este un deșeu care nu mai, suferă, nu mai suferă, transformări. Din el nu mai curge levigat, nu mai este gaz. Este un deșeu care dacă îl depozităm într-o groapă, eliminăm acel risc de a contamina cu metan atmosfera, aerul, a comercializa. Cei de la Edil Industry, împreună cu autoritățile locale, vor intensifica acțiunile de conștientizare a populației cu privire la necesitatea colectării selective a deșeurilor.